Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Asta din păcate, făcea... veștile nu sunt tocmai bune. Asta făcea Nea Beni cel mai bine. Să ridice moralul și să ne facă pe toți să ne simțim bine. Nea Beni, pentru puținii, cred, care nu știu, s-a prăpădit ieri la 84 de ani și a fost încă o zi în care ne-am amintit de el și ne-am dat seama că, de fapt, Nea Beni a fost un super tip. Foarte deschis la minte, plin de umor, foarte departe de toți cantautorii de ăștia de muzică populară, care sunt atât de plin de ei, naționalist, găunoși și se duc și fac... Toți. Nu toți, eu vorbesc de aia care sunt. Da, se duc și fac revelioane pe la tot soiul de televiziuni de propagandă. Nea Beni a fost un tip mișto. Eu l-am întâlnit odată. Și plin de curaj. Iar ce ați auzit mai devreme, o reinterpretare cu România, când? Prin anii 2000, în urmă cu 90. În 90, nu? Da, în anii 90. A făcut această întâlnire cu România și a reinterpretat folclor în felul ăsta. A fost o mare discuție și o mare surpriză și o mare controversă atunci, dar lumea l-a iubit și mai mult pe Nea Beni. Așa este, pentru că atunci se ciocneau cumva două generații. Generația lui Nea Beni, mă rog, artiștii de muzică populară tradițională, tradiționali, și tinerii care voiau și să facă un business în principiu din asta și să se distreze. Și au căutat până l-au găsit pe Nea Beni, pentru că nu toată lumea era deschisă la minte astfel încât să meargă până la capăt cu astfel de înregistrare. Toți crispați, cum e posibil? Pff, super piesă, și a fost o serie întreagă de piese atunci făcute așa. Nea Beni, cum spuneam, s-a prăpădit, a avut o viață absolut extraordinară. Ăsta, Radu Mami, este hitul cu care s-a lansat, de fapt. Bradului trece mama Radului, măi, din ochi negri lacrimând și de Radul întrebând. Radul mami, Radul... El spune, deci așa a explodat. Prin anii, la sfârșitul anilor 50, începutul anilor 50, a povestit într-un interviu, la un moment dat zice așa, citez, începuturile mele, spune Nea Beni, mă rog, pe vremea aia, pe Nore Sinulescu, a fost la Brașov în 1958, apoi zice, am fost invitat la un mare spectacol la inaugurarea sălii Palatului în 1960, pe atunci eram tânăr și cu păr. Pentru că avea o autoironie și umor și omului așa e, l-am prins da, cu păr. Cu, fără păr. Da, asta variata, cu părul, fără păr. Săracul de el a fost obsedat cu părul. Adică a încercat tot ce a putut să-și păstreze podoaba capilară, n-a reușit, până la urmă s-a declarat învins și povestește așa, zice, a început să-mi cadă părul pe la 35 de ani. Am mers cu Gheorghe Zamfir, că și el începuse să chelească, la cel mai mare doctor dermatolog, la care ajungeai prin intervenții mari pe la CC, pe vremea aia, Comitetul Central. Ne-a zis că ne cade părul de la surmenaj, ne-a dat un tratament. Am plecat la puțin timp cu Zamfir la Paris și a luat soluția la el. Se tot ungea cu ea pe cap. Zice, eu nu. Lui tot i-a mai rămas păr, mie deloc. După care zice... Spune, zice, eram cu Ileana Sărăroi într-un turneu, într-o zonă rurală și ne îmbrăcam noi acolo într-o cabină. N-am observat că de afară ne văd spectatorii când am auzit două babe. Ietefa are peruclă. Ne-a mințit că își dă cu cheptenele ăla în cap. Și Beni spune, zice, soția mea m-a convins să renunț. Beni, n-ai gropi în cap. Majoritatea bărbaților au chelie. Dă-o dracu de perucă. Și atunci și-a acceptat soarta și a făcut, după cum vedeți, a făcut și mișto de asta, de chelioșenia lui. Era un favoritul lui Ceaușescu, unul dintre preții de muzică populară, da, îl chema pe la toate alea și Ceaușescu era, adică, bun, pentru cei care n-au trăit în vremea aia, era o atmosferă teribil de intimidantă, adică totuși Ceaușescu era dictatorul, asta era o autocrație birocratico-comunistă, era o țară, era destul de dificil de stat prin preajma ceaușeștilor și el spune așa, de fiecare dată, deci ăsta îl chema la toate petrecerile. Zice, de fiecare dată Ceaușescu voia să-i cânt Radu Mami. Deși eu mereu mă pregăteam cu alt repertoriu. Îi mai plăcea și Căsuța cu pridvor. Aceste melodii erau obligatoriu de cântat. Țin minte că la o recepție a președintelui Austriei, Ceaușescu mi-a reproșat că n-am cântat toate cuvintele. A, deci l-a urmărit? Deci vă imaginați, eu cântă și îl cheamă, Nea Beni,
te cheamă tu așa o prim-secretar sau secretar general, na, ce era secretar general, știi? Se zice, n-ai cântat, de ce n-ai cântat toate versurile? Mă, cred că îngheți, în momentul în care te întreba Ceaușescu de ce n-ai făcut ceva. Și a ajuns, mai are o poveste, știți că a avut un cântec mama lui Kim Ir-sen. Kim Ir-sen a fost dictatorul, tătucul dictatorilor din Coreea de Nord, în care se trag toți ăștia alți dictatori, acum ultimul, cred că e nepot sau strănepot al lui ceva. Și zice așa, când a împlinit Kim Ir-sen 80 de ani, a fost organizat un mare festival, povestește Nea Beni. Am cântat un cântec vesel românesc, mână cai vizitiu și un cântec, mama lui Kim Ir-sen. În Corea. Nu exista o oră în care să nu fiu difuzat pe postul lor de televiziune cu melodia asta. Veneau cei de la hotel, el fiind în Corea de Nord, și îmi spuneau să mă uit la televizor. Am învățat mecanic, învățase cu mine și nevasta care mă corecta prin casă. Luai drumul codrului, măi, unde ies neamurgului, măi, mână ca ai vizitiu, iute ca argintul viu, să mă duc la mândrasat până nu s-a tunecat. Ia uzea, Îți mulțumim mult, Nea Beni, pentru tot ce ne-ai oferit și n-o să te uităm. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.